este stată subiect. Începem ședința de guvern alocând un spațiu pentru ceea ce a însemnat activitatea Comitetului Interinstituțional de ieri privind analiza riscului seismic. Am avut un dialog și o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm. Parte dintre ele vor fi materializate chiar în ședința de guvern de astăzi. Am stabilit astfel ca să aprobăm, să analizăm și să aprobăm în ședința de guvern o hotărâre de guvern pentru reabilitarea și eventual construcții noi pentru clădirile care au fost afectate în județul Gorj. Este vorba de aproximativ 51 de milioane de lei care vor fi alocate la 5 unități administrative pentru 16 obiective. Domnule prim-ministru, așa cum ați dispus și s-a discutat și ieri în comitetul constituit pentru pe partea de risc seismic, astăzi avem aceste trei proiecte de acte normative. În primul rând, un proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea sumei de 51,4 milioane de lei pentru 5 unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Gorj, municipiul Târgu Jiu, orașul Tismana, comuna Arcani, comuna Runcu și comuna Stănești, pentru lucrări de reparații, consolidări, chiar și desfințare de obiective de investiții și reconstruire la 16 obiective, toate cu destinația din domeniul învățământului.